Așa arată poarta de acces într-o gospodărie din Suseni. Noaptea trecută, proprietara a găsit-o distrusă și plină de materii fecale. La 10:30 seara, noaptea, când au venit polițiștii, ei au văzut că este spart, m-au rugat să deschid poarta, care s-a deschis foarte rău pentru că este lovită, și au intrat și când am băgat capul am văzut că este mânjită și m-am gândit cu ce poate fi mânjită, nici nu m-am gândit la materii fecale. Am luat-o la mână, chiar am băgat mâna în el, vă imaginați, și când am văzut nu venea să cred. Au intrat polițiștii, fuga prin curte, că s-așteptau să fi intrat, că prin spărtura aia putea intra. Și nu l-au găsit, au mers prin grădină până în capăt și m-au întrebat cum s-a întâmplat, cum am auzit. M-am auzit la un moment dat după scrijelituri că cineva strigă, Doina. Femeia a fost ofițer, economist, iar acum este artist plastic cu expoziții în București și în Craiova. S-a mutat în urmă cu 10 ani în localitatea Suseni din Argeș. Nu s-a gândit niciodată că dacă a dat tumultul orașului pe viața liniștită de la țară, în locul de unde-i sunt părinții, va ajunge să trăiască o astfel de experiență. Am ieșit un pic afară și când m-am uitat, era totul mânjit, dar mânjit nu ca acum, s-a spălat în 2 zile, știți, de la ploi. Autor cine poate fi? Petrică Dumitru Cristian. Este un fost pușcăriaș pe care eu mi-am dorit din tot sufletul să-l ajut. Din nefericire nu s-a putut, pentru că au intervenit și alții în viața lui și au făcut în așa fel încât el să continue infracțiunile. Una dintre casele femeii a fost vandalizată. I-au fost sparte geamurile și ruptă ușa, iar interiorul răvășit. Intrigată, femeia a depus plângere la poliție. Polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Rociu au fost sesizați de către o femeie din localitatea Suseni cu privire la faptul că la o altă locuință a acesteia s-a constatat pătrunderea fără drept în locuință și distrugerea mai multor bunuri. În cauza a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de distrugere și violare de domiciliu. Când au auzit ce i s-a întâmplat, unii vecini și-au făcut cruce. Deci e urât din partea lor. Adică cine o fi făcut, nu știu. Da. Eu altceva nu am ce să spun. Dacă v-ați găsit poarta așa, ce ați face? Ce să fac? Aș și spune la poliție. Ce să spun altceva? Poliția a demarat o anchetă în acest caz. Vizat este un bărbat pe care femeia l-a ajutat de multe ori și care a amenințat-o în repetate rânduri. El e însă de negăsit. Polițiștii îl caută de 2 zile pentru a-l audia. Între timp, femeia își încuie poarta și ușa la casă și stă cu frica în sân și cu telefonul lângă ea pentru a suna la 112.